Nu știm cum să ne explicăm împrejurarea că de câtva timp încoace apar în foaia oficioasă propuneri care primejduiesc învățământul. Mai de unezi era vorba de învățământul clasic, pe care iluștrii confrați voiau a-l vedea amestecat cu cel real. Rezultatul fericit al acestui amestec ar fi că elevii n-ar ști nici obiectele unuia, nici ale celuilalt. Precum azi, în timpul programelor încărcate, n-ajung să știe nimic cum se cade. O rup pe franțuzește, nemțește, italienește, dar nu știu aș scrie și vorbi limba lor proprie. Învață din carte organografia plantelor și nu știu a deosebi o plantă criptogamă de una fanerogamă, un burete de o floare. De mirare nu e, căci nici profesorilor nu știu uneori. Astfel, ex omnibus aliquid ex toto nihil, apucând din toate câte ceva, dar neștiind nimic în fond, supunându-și memoria la învățarea pe de rost a mii de mii de cuvinte neînțelese, elevul român se distinge cu drept cuvânt prin lipsa de interes pentru învățătură. De unde să-și aibă un asemenea interes când profesorii nu-l au în cele mai multe cazuri? De unde să aibă iubire pentru obiect când așa numita datorie ce își împlinesc învățătorii cu el consistă în minimum posibil de lecții predate? Când afară de rare excepțiuni, mai toți sunt lipsiți de acea sete de a afla înșiși adevărul care caracterizează pe oamenii de știință. Astfel la noi, ca la nealții, se învață carte nu pentru ea însăși, cu acea vioiciune de concepție, cu acel entuziasm cum se află la tinerimea și în corpul didactic al altor țări, ci pentru a trece cât se poate de repede prin toate clasele, a face tot atât de repede și superficial dreptul la vreo facultate ocultă și a intra cât mai curând într-un post. Pentru a mai scurta din calea liceului, s-au întemeiat școli private de aportare, în care elevii se deprind a aduce răspunsurile la chestiunile de bacalaureat. A explica cum toate acestea nu pot avea de rezultat decât tâmpirea inteligenței, a explica de ce de la o școală se cer nu multe, ci mult, non multa, sed multum, de ce temeinicia celor știute și pătrunderea de ele e mai preferabile unei nemistuite mulțimi de cuvinte, ar însemna în fine a scrie un întreg tratat de psihologie, ceea ce deocamdată n-avem de gând. Caracterul însă al unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât îi se predă, mai mult decât știe însuși profesorul. Odată interesul inteligenței trezit pentru obiecte, odată simțirile și judecata deprinse la observație, elevul ajunge prin proprie gândire la rezultate care nu stau în carte. Dar să lăsăm aceasta. Destul că școala n-ar trebui să fie o magazie de cunoștințe străine, ci o gimnastică a întregii individualități a omului. Elevul, nu un hamal care își încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, sub care geme, ci un om care își exercită toate puterile proprii ale inteligenței. Întărindu-și aparatul intelectual, precum un gimnast își împuternicește până în gradul cel mai mare, aparatul fizic, fie în vigoare, fie în îndemânare. Aici vorbim, se înțelege, de învățământul educativ din școlile primare și secundare, nu din universități. La cele din tâi, metode de predare, e lucrul de căpetenie. La universități, metoda e indiferentă, căci aici se cere știință și numai știință. Și aici va rămâne o mare deosebire între profesorul spiritual, care știe să-și intereseze auditorul pentru asiriologie, de exemplu, pe când altul nu va fi capabil de a interesa nici pentru frumoasele litere. Dar totuși esența universității rămâne știința, abstracție făcând orice alt scop, pe când esența celorlalte școli e creșterea. Dar să venim la noul atentat al foii oficioase asupra învățământului. Nu s-ar putea, după părerea românului, ca în loc de carte de citire,
care cuprinde poezii și storioare morale, să se pună în mâna elevilor un tratat popular de agronomie? De ce nu? Și unul de cizmărie și de rotărie? Dar nu va mai fi carte de citire. Dat și-a organul guvernamental cândva seama de ceea ce este o carte de citire pentru clasele primare, o carte în care se cuprinde scriere ale țării proprii, istorisiri din trecutul ei, caracterizarea personajelor marele poporului, bucăți de literatură populară și de artă. O carte de citire nu e numai o enciclopedie națională, ci dacă e bună și cu îngrijire lucrată, precum au început a se lucra, ea revarsă mii de capete aceleași cunoștințe, fără de nicio silă, căci nu se învață pe de rost. Ea inspiră la zeci de mii de cetățeni viitori aceeași iubire pentru trecutul și brazda pământului. Ea preface după o justă observație o masă de indivizi ce se întâmplă a trăi pe aceeași bucată de pământ într-un popor ce menține o țară. Tendința generală în școlile apusene e de a înlocui toate cărțile speciale de studiu din școlile primare prin carte de citire, căci aceasta, din urmă, dă de plină libertate în privirea metodei. Cărți speciale caută să cuprindă definiții stricte, abstracte. Cartea de citire e prin natura ei descriptivă. Se descriu toate în ea, deci se văd toate cu ochii minții. A preface o carte neapărată educațiunii tinerimii, neapărată pentru cultura limbii materne, pentru istoria și geografia țării, pentru variile cunoștințe ce trebuie să le aibă un om, într-o carte specială de agronomie, e o adevărată orbire. Să nu se uite că această carte de citire nu se învață pe de rost, că secretul compunerei ei e de a fi interesant scrisă și conformă cu nivelul de înțelegere al copiilor și că ea îi crește și instruiește pe aceștia în mod liber, fără a-i obosi. Prin varietatea materiilor, ea dă libertate elevului de a fi atras cu deosebire de o seamă din ele. Unul va citi cu plăcere articole de știință naturală, altul pe cele istorice, un al treilea pe cele geografice, pentru fiice predispoziție intelectuală înnăscută a câte ceva în ea. Noi nu zicem prin asta că nu trebuie să se învețe agronomie. O carte bine și înțeles scrisă asupra materiilor agronomice e de neapărată necesitate pentru școlile rurale. Dar pentru aceasta nu trebuie a se sacrifica scopul educațiunii naționale pe care îl urmărește cartea de citire și pe care în țările apusului l-a și ajuns.